momentul să felicităm astăzi pe doamna Elena, o stimată măgeară. Cine e? E că nu știu. Nu mai încoace, vă rog. Doamna Elena e cool. Așa. Așa, aiceane, da? Ca să ne stăm așa. Doamna Elena, bine v-am găsit. Noi suntem de la compania Flori cu Surprize și cineva prin intermediul nostru a vrut să vă surprindă. Și în primul rând, pentru dumneavoastră avem acest trandafir alb, da? Să vă ofere sufletul. Aici aveți o tortă dulce și gustoasă ca să mâncească inima dumneavoastră. Și sigur că trăiați un pic în mână, că nu vă mai dau nimic. Am văzut un coș așa de mare. Da, este posibil foarte greu. Da. Acest coșuleț cu fructe neapărat să le consumați, că și aveți nevoie de vitamine, pentru că toți avem nevoie de vitamine în această perioadă. Și o șampanie ca serviți oaste din această zi minunată. Așa. Dar vreau să mă întreb dacă vă dați seama de unde vine această surpriză. Da, eu știu, ea ca poate Ivana. Ivana, tu îmi trimis surpriza? Ia spune, bunica, tu îi trimis surpriza? În casă. Da? Crezi că e de la copii? Nu este așa. Surpriza de la copii a fost. Mai gândește-te ori. Dar eu știu, poate am vreo... Crăsoare? Poate? Sorori de la Israel? Exact, este din partea sororii scumpii din astea, sororii Larisa. Da? Și vreau să vă citesc câteva cuvinte care mă rugă să le rece pe dumneavoastră. Scumpa mea, sora mai mare, azi e ziua ta și vreau că să-ți spun că te iubesc mult. Îți doresc tot binele din lume. E ziua ta și numai asta, numai a ta. De aceea bucur-te de orice clipă. Vreau ca să rămâi așa atentă, minunată, bună la suflet, cum ne-am cunoscut în prima zi. Ai plecat și îmi lipsești mult. Numai noi două știm prin câte am trecut. Și îți mulțumesc din inimă că mi-ai fost alături la bine și la greu. La mulți ani, scumpa mea, cu respect, Larisa. Așa, aplauze! Dacă aveți cineva să le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire, sorori. Am emoții. Vreau să-i spun și eu. Și mie îmi lipsește. Și-i mulțumesc mult pentru florile astea, pentru cuvintele frumoase. Unioara mea cea bună, sora mea, inima mea vrea să spună inima. Și cât viața ne-o încerca, sora mea, rămâi surioara mea, viața mea. Să ne încercați.